Dezvăluiri despre cele două tinere care și-au pierdut viața într-un cumplit accident în Arad. Adelina Stângaciu, tânăra de 24 de ani care se afla la volanul mașinii, era pasionată de mașini, de viteză, dar și de drifturi. Cealaltă tânără care și-a pierdut viața era prietena ei cea mai bună. Amândouă au murit după ce mașina în care se aflau a derapat și a ajuns într-un lac. Adelina Stângaciu iubea mașinile. Tânăra lucra într-un atelier auto, precum reiese din pozele postate pe Facebook. Fetele s-au etichetat la plajă la lacul Ghioroc. Adelina s-a pozat chiar înainte să se urce la volan într-o cursă care urma să o coste viața atât pe ea cât și pe prietena ei. Acum pe rețelele de socializare curg zeci de mesaje înduioșătoare. Prietenii, dar și familiile celor două fete sunt în stare de șoc. Prea devreme, libertatea, driftul, necunoștința, fiecare cu plata ei. Ai plătit prea scump, draga mea, prea scump. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet drag. Nu te vom uita niciodată. Sper să ne vedem acolo sus. Sincere condoleanțe, au scris prietenii virtual pe pagina ei de Facebook. Cele două fete goneau cu mașina de lux, iar la un moment dat tânăra care se afla la volanul mașinii a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a plonjat într-un râu. În mașină mai erau alți doi băieți care au reușit să se salveze. Fetele se aflau pe locurile din față, iar băieții stăteau în spate. Nu știu, am trezit, trăgeam aer, dădeam din mâini, am plâns aer afară din mașină. Dar ce, a derapat? Ce te explici că s-a întâmplat? În momentul ăsta nu știu să te explic. Medicii s-au luptat zeci de minute să le salveze pe cele două fete, din păcate nu au reușit. Cele două tinere au fost declarate moarte la spital. Autoritățile continuă cercetările în acest caz. Tamponare violentă astăzi în capitală. Un șofer beat s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un alt autoturism. Vlad Petrișor are mai multe detalii. Bun găsit, Vlad, te ascultăm. Bună seara și bun găsit tuturor! Întreg incidentul a avut loc în această după-amiază în sectorul 3 al capitalei. Acolo un șofer a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și s-a izbit violent de o altă mașină care era parcată regulamentar, iar mai apoi s-a răsturnat cu autoturismul. Au fost chemați de urgență polițiștii și medicii, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Polițiștii brigăzii rutiere l-au testat însă pe șoferul care era vinovat de acest accident și au rămas uimiți, asta pentru că bărbatul avea o alcoolemie de 1,48 la mie. Ei bine, în cele din urmă, șoferul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Atac sângeros în județul Vaslui, la o șaurmerie. Un bărbat a fost înjunghiat de un alt tânăr cu care s-a certat, asta în timp ce așteptau să le fie preparată mâncarea. Medicii l-au dus de urgență la spital. Cei doi s-au luat la ceartă în timp ce așteptau la coadă la șaorma. La un moment dat, unul dintre tineri a dat un pumn celuilalt. Acesta din urmă l-a urmărit pe stradă și, fără să spună nimic, a scos un cuțit și l-a tăiat. De la ce v-ați certat? V-ați înghiat atacul și simplu? Da. Un echipaj de la ambulanță i-a acordat rănitului primul ajutor. Agresorul a fost audiat toată noaptea de polițiști, pe numele său fiind deschis un dosar penal sub acuzația de lovire și alte violențe. Bătrân vitezoman dezlănțuit pe străzile din Sibiu. Un bărbat de 75 de ani a intrat într-un cap de pod cu o viteză foarte mare. Bărbatul a fost găsit de medici inconștient. Mai multe detalii ale colega mea, Teodora Miron. Bun găsit, Teodora, te ascultăm. Bun găsit, într-adevăr, vorbim de un bărbat de 75 de ani care conducea pe drumul județean 106 cu foarte mare viteză, a pierdut controlul asupra direcției și s-a izbit cu mașina într-un cap de pod. Bărbatul a fost grav rănit și este inconștient în acest moment. A ajuns pe mâna medicilor, dar pentru a fi scos dintre fiarele contorsionate ale mașinii, acesta a avut nevoie și de intervenția echipajelor de la descarcerare. Poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru vătămare corporală din culpă și urmează
urmează să stabilească care au fost motivele producerii acestei tragedii. Teodora, mulțumim. Ploile torențiale au făcut prăpăd într-o comună din Gorj. Mai multe case au fost inundate, iar proprietarii nu au mai contenit să scoată apa. Pompierii au intervenit cu motopompe. După o rupere de nori, apa din curțile și casele localnicilor din Schela a depășit 30 de centimetri. Oamenii sunt disperați, coșmarul inundațiilor se repetă la fiecare ploaie puternică. Întotdeauna pățim când vin ploile mari asemenea și nimeni nu ia nicio măsură. Și a solicitat pompierii să vină să vă scoată apa din case? Da, da, da. Pompierii să vină să ne scoată apa din casă. Să necă tot, tot să necă. Nu mai am nimic în beș, tot să dusă. Și mâncare la porc, și mâncare la rațe, și mâncare la pui, și bulioane, și tot, tot, tot. Nu mai iese nimic în beș, tot lua apa. Și tot, frigidere, lăz, aragaze, tot în necă în beș. Pompierii au intervenit cu motopompe. Deși localnicii se plâng de situație, primarul susține că a luat măsuri. Eu le-am făcut și să te arate canalul care l-am făcut și l-am înfundat. Păi oamenii spun că dumneavoastră nu vă ocupați, nu luați niciun fel de măsură și că sunt astfel de probleme frecvent când plouă. Am altă treabă. Noi încercăm să luăm toate măsurile. Undeva mai la vale de dumnealor s-a făcut un șanț cu excavatorul, dar cred că este prea de capacitate prea mică și nu prea ia toate apele. Se va încerca, am înțeles că este un teren care a fost retrocedat la legea 18 unui proprietar, unde este un canal care traversează drumul județean și am înțeles că în prezent ar fi îngustat canalul respectiv și obstrucționează apele pluviale să scurgă. Au fost prinși cei trei bătăuși care au lovit cu pumnii și cu picioarele un bărbat. Asta după o șicanare în trafic pe centura Brașovului. Tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani se află acum în arestul Inspectoratului de Poliție al județului Brașov. Doi dintre ei au fost ridicați chiar de acasă, însă al treilea a încercat să se ascundă, dar în cele din urmă oamenii legii l-au săltat și l-au reținut. Cu detalii despre agresori vine colega mea, Iuliana Damian. Bun găsit, Iuliana, te ascultăm. Este vorba de trei tineri cu vârste între 20 și 30 de ani. Aceștia au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, ei fiind cercetați pentru loviri și alte violențe. Cei trei tineri sunt din apropierea Brașovului. Doi dintre ei au fost ridicați de acasă de către oamenii legii, însă cel de-al treilea a încercat să se ascundă, dar în cele din urmă polițiștii au reușit să îl prindă. Cei trei tineri au bătut un bărbat de 47 de ani din Făgăraș după ce s-au și canat în trafic. S-a întâmplat pe un drum județean în apropiere de o intrare pe centura Brașovului. Cei trei tineri l-au bătut pe bărbatul de 47 de ani, iar ulterior acesta a ajuns la spital. Întreaga scenă a fost surprinsă și în imagini de o cameră de bord aflată într-un alt autoturism din trafic. Au fost scene șocante în Hunedoara. Un bărbat și-a dat foc în fața unui centru pentru copii și mame, acolo unde se afla familia sa. Bărbatul, pe numele căruia fusese emis un ordin de restricție, a suferit răni grave și a fost dus de urgență la spital. Cu mai multe detalii vine colega mea, Petronela Axinte. Bun găsit, Petronela, ce informații ai? Vom găsi, vorbim iată despre un incident absolut șocant, dar bărbatul în vârstă de 42 de ani care și-a dat foc a scăpat iată cu viață. Vorbim despre un bărbat care era cunoscut cu probleme psihice, motiv pentru care soția lui a decis să divorțeze de el. De altfel, femeia obținuse și un ordin de protecție împotriva acestui bărbat. Ordin care însă a expirat săptămâna trecută. Așa că astăzi bărbatul a mers în fața centrului pentru mame
femei și copii. Acolo unde erau fosta lui soție și cei doi copii ai familiei, s-a stropit cu benzină și și-a dat foc. A suferit arsuri grave pe întregul corp, dar din fericire nu i-au fost afectate căile respiratorii. A fost preluat imediat de o ambulanță și transportat la spitalul din Hunedoara pentru a beneficia de îngrijiri medicale. Important de spus este că pe numele acestui bărbat nu există la nivelul poliției din Hunedoara nicio plângere din care să reiasă că ar fi violent. Petronela, îți mulțumim. Imagini dramatice în Slobozia. Un bărbat a căzut într-un canal de la marginea orașului și a stat blocat acolo 24 de ore. Norocul său a fost că cineva care trecea prin zonă i-a auzit strigătele de ajutor. Incidentul s-a petrecut într-o zonă foarte puțin circulată, la marginea orașului Slobozia. Bărbatul a alunecat în canal și a crezut că va muri acolo. A strigat ore în șir după ajutor, însă nimeni nu l-a auzit. Au trecut 24 de ore până când cineva a trecut prin zonă, l-a găsit și a sunat după ajutor. Este un canal colector. El era destul de larg. În mod normal, un om ar putea ieși cu ușurință de acolo, însă, de data aceasta, bărbatul a rămas blocat cumva în noroi. În canal nu era apă, în schimb era noroi și un picior i-a rămas prins în mălul acela. Bărbatul era confuz și nu a putut povesti ce anume făcea în zonă. El a fost dus de urgență la spital. Acesta acuză dureri groaznice la piciorul blocat în nămol și este supus mai multor analize. Trupul lui Hannibal Dumitrașcu a fost depus astăzi la o capelă din capitală. Alături de el se află cele două fiice care sunt dărâmate de durere. Și colegii noștri au ajuns la capelă. Loredana Salomia are toate informațiile. Bun găsit, Loredana, te ascultăm. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt momente dureroase, momente grele pentru familia lui Hannibal Dumitrașcu. Aici au ajuns deja cele două fiice, dar și soția acestuia. Sunt momente emoționante, iar colegii noștri, Victor Ciutacu și Lili Ruse, au ajuns și ei în aceste momente să depună o coroană. Bună ziua, Lili! Bună ziua, Victor! Este un moment greu. Le-am văzut atât pe fiice cât și pe soție. Sunt măcinate de durere și plâng. Una dintre fiice nici nu se poate ține singură pe picioare. E un moment greu pentru absolut oricine pe lumea asta. Noi îl știm pe profesorul Dumitrașcu pentru că ne-a fost invitat în emisiune. Un om de o mare bogăție și sufletească și intelectuală. Un om fața căruia nu-ți venea să treci. A fost un om absolut senzaționat. Dumnezeu să-l odihnească. Victor? Foarte greu să vorbești la trecut despre un om cu care te-ai întâlnit săptămâna trecută. Chiar un pic înainte de tragica întâmplare. Și a fost unul dintre invitații mei preferați. A fost un om extrem, extrem de cum se cade, un om care, sau pe care te puteai baza în orice clipă, un om care de multe ori în momente grele pentru postul nostru de televiziune și pentru noi ne-a fost aproape și un om care ne-a arătat că nu este aproape. Copleșitor să vii să conduci pe ultimul drum un om de 54 de ani. Și era și un mentor. Foarte mulți, cel puțin pe site-urile de socializare, au lăsat postări în care spuneau că erau un om în care se regăseau și ascultau sfaturile lor și mereu era acolo să dea un sfat, orică era bun, orică era rău, poate pentru alții. Hannibal era un pe care îl căutau, să spun, de la studenții lui până la colegii de panel, să spun, din emisiunile noastre. Eu am primit telefoane și mesaje zguduitoare în momentul în care s-a anunțat decesul lui, de la oameni care veneau cu el în emisiune, oameni care se întâlneau cu el doar în studiourile de televiziune și oameni care erau profund, profund impresionați și realmente devastați de durere. Și a fost și o moarte fulgerătoare, iată, doar câteva zile până când s-a stins și nu mai este printre noi. Aș vrea să vă întreb dacă ați reușit să vorbiți până acum cu cineva din familie? Nu, n-am reușit și e foarte greu în momentul ăsta să spui unui om ceva și să știi că îi și aduce alinare. Noi mergem acum, este semnul nostru de respect pentru profesorul Dumitrașcu, pentru omul care a fost. O să găsim, sper, Dumnezeu să ne dea cuvintele potrivite, să aducem o alinare cât de mică familiei. Vă mulțumesc frumos și să vă las să mergeți să depuneți acum coroana.
Iată, doamnelor și domnilor, momente dureroase aici la Biserica Acoperământul Maicii Domnului, unde a fost depus trupul psihologului Hannibal Dumitrașcu, iar mâine va fi condus pe ultimul drum, înmormântarea va avea loc la cimitirul Sfânta Vineri. Sunt foarte mulți oameni care doresc să-și a rămas bun de la cel care l-a fost mentor și cel care a fost acolo cu un sfat prin intermediul televizorului pentru foarte mulți dintre ei, așadar vor veni cu siguranță cei care l-au urmărit să-l conducă pe ultimul drum. Mâine aici deja au fost depuse primele coroane, așa cum vă spuneam, familia este măcinată de durere, fiicele se susțin una pe alta, iar Maria și Ioana încearcă să fie puternice pentru mama lor, cea care este și ea la fel devastată de durere. Iată, o moarte fulgerătoare, o moarte care a lăsat un gol imens și care a lăsat pe români fără un mentor, dar și pe cele două fiice și pe soția lui Hannibal Dumitrașcu fără un om important, stâlpul lor de sprijin. Continuăm însă cu informații bombă în cazul copilului care a murit după ce a mâncat de la o șaurmerie. Patronul și angajații magazinului fast food au ajuns la audieri. Părinții micuțului urmează să depună plângere penală, inclusiv împotriva ambulanței. Patronul fast food-ului și angajații săi au petrecut mai bine de 4 ore în fața anchetatorilor de la Poliția Capitalei. Aveți să vă reproșați ceva? Vă rugăm ceva? Să nu puneți astfel de întrebări în momentul ăsta. Ceea ce putem să vă spunem este că s-au pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate informațiile solicitate, la dispoziția organelor de control de asemenea toate actele și informațiile solicitate. Urmează să aflați rezultatele. Clientul dumneavoastră este cu toate documentele la zi? Aveți așa cum am spus, probleme? Am pus la dispoziția tuturor organelor de control și cercetare penală toate documentele și informațiile solicitate. Nu au fost făcute ultimele controle la instituția. Nu putem da astfel detalii în acest moment. Este o anchetă. Amenzi ați primit în ultimul an, dumneavoastră, acolo la șaurmerie? Nu au fost sancționați din câte... În 10 ani de zile n-avem nicio reclamație la absolut nicio instituție. Ați vorbit cu părinții? Nu, n-am vorbit. Coșmarul a început săptămâna trecută atunci când doi părinți au luat de mâncare în drum spre casă de la o șaormerie. În miez de noapte, mama, tatăl și copilul s-au trezit cu simptome de toxinfecție. Când au ajuns la spital, băiețelul a intrat de două ori în stop cardiorespirator. În jur de 4 dimineața s-a stricat la burtă și a început să facă diaree și în același timp să vomite. La jumătate de oră soția a avut aceleași simptome doar de a vomita. La o oră copilul a început să vomite, în jur de 5-5 un sfert. Mama a intrat pe perfuzii, la Matei Bal și la 3 jumătate copilul a murit. După două stop cardiorespiratorii, doctorii la 3 jumătate au declarat moarte. Părinții au fost și ei audiați de polițiștii capitalei. Acum cei doi sunt așteptați să depună plângere penală, inclusiv împotriva ambulanței care ar fi intervenit mult prea târziu. Opoziția începe războiul total cu PSD și cu guvernul condus de Viorica Dăncilă. Ludovic Orban anunță pregătirea moțiunii de cenzură și susține depunerea și a altor plângeri penale împotriva liderilor PSD. Bătălia noastră cu această coaliție toxică continuă și se va da pe toate fronturile. Vom ataca cu siguranță cu o moțiune de cenzură și începem pregătirea strategiei pentru adoptarea acestei moțiuni de cenzură. De asemenea, vom ataca toți miniștrii. Demersul anunțat de șeful PNL este susținut deja de alt partid de opoziție, USR. Moțiunea de cenzură foarte probabil se va întâmpla în această legislatură. Discutăm cu colegii de la PNL care va fi cel mai bun moment oportun pentru demarare. Ar putea să fie această o astfel de inițiativă, ar putea să fie exact temeiul care să justifice o moțiune de cenzură. Una dintre temele de bază ale moțiunii de cenzură este dată de schimbările planificate de guvern la pilonul 2 de pensii. Și tot pe tema modificărilor la pilonul 2, liberalii amenință și cu plângeri penale pe numele premierului și al miniștrilor implicați. Până atunci, pentru succesul moțiunii de cenzură, liberalii anunță discuții inclusiv cu parlamentari din PSD. Vom discuta cu toți parlamentarii, mai puțin cu Liviu Dragnea. Eu nu cred că la ora actuală PSD-ul mai poate să sprijine acest guvern. Dacă îl sprijine, înseamnă că se fac de râs, înseamnă că și-au pierdut orice urmă de bun simț și de responsabilitate față de destinul României. Pentru ca o moțiune de cenzură să demită un guvern, este nevoie de cel puțin 234 de voturi în Parlament. PNL și USR au însă împreună doar 116 senatori și deputați.
Șeful PSD avertisment pentru președintele Klaus Iohannis, dar și pentru opoziție. Nu vom sta cu mâinile în sân. S-a discutat despre suspendarea șefului statului și despre miting pentru susținerea premierului Viorica Dăncilă. Asta a anunțat Liviu Dragnea după ședința conducerii socialdemocraților. Toți sperăm că mai există undeva o formă de luciditate ca acest demers aberant, cel puțin aberant, nu va ieși dintr-o zonă de... nu va depăși o linie roșie și nu va face ca lucrurile să scape de sub control. Deci nu am discutat, nu luăm în calcul suspendarea. Nu avem de gând să stăm inactivi, să nu facem nimic, dacă vom vedea că lucrurile merg în direcția care este străvezie și anume de a se prelua într-un mod nelegitim guvernarea. Și atunci vom utiliza toate mijloacele legale, constituționale, publice, sociale, pentru ca votul cetățenilor din decembrie 2016, un vot legitim, să fie respectat. Nu este exclusă organizarea acestui meeting, dar are legătură tot cu ce am spus mai devreme, dacă va fi cazul, îl vom face, dar asta ține în continuare de evoluția acestei situații. Ediții în exclusivitate în această seară la România TV. Este o situație fără precedent în care curg plângerile penale la adresa guvernanților. O situație în care vorbim despre implicarea spionilor, despre audieri și despre banii de pensii. De la ora 19, Călin Popescu-Tăriceanu vorbește despre scandalul fără precedent la pensiile românilor, dar și despre șansele de a lua locul lui Klaus Iohannis la Cotroceni. Victor Ponta vine la ora 20. Aici alături de Andreea Crețulescu în studioul România TV și dezvăluie interesele și presiunile care se fac pentru schimbarea puterii, dar și despre planul său de a ajunge din nou la putere. La ora 21, principalul jurnal al serii, veți vedea imagini și informațiile momentului, dar și anunțul lui Traian Băsescu despre liderul care va fi lichidat de pe scena politică. Și seara exclusivităților nu se oprește aici. Victor Ciutacu de la ora 22 aduce dezvăluirile care cutremură scena politică și care îi sperie pe demnitari, inclusiv pe președintele Klaus Iohannis. Dosarele ascunse ale președintelui, cine a dat ordin să fie blocate, sunt informații în premieră la România TV. Rămâneți așadar cu noi! Continuăm și cu alte informații. Indicele ROBOR la 6 luni ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani și 7 luni. Astfel, ROBOR la 6 luni a fost cotat astăzi la 2,89% față de 2,88% cât era în ședința de vineri și atinge cea mai ridicată valoare din ultimii 3 ani și 7 luni. ROBOR la 6 luni este utilizat la calculul dobânzilor pentru credite ipotecare. Totodată, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 2,74% pentru a patra zi consecutiv. Incident dramatic pe râul Olt, o barcă în care erau doi bărbați aflați la pescuit s-a spart. Unul dintre ei a reușit să se salveze, însă celălalt a fost dat dispărut. El este căutat și la această oră cu ajutorul scafandrilor. Colega mea, Claudia Prădil, are toate informațiile acestui caz. Bun găsit, Claudia, te ascultăm. Bun găsit. Tânărul care a dispărut noaptea trecută după ce a mers la pescuit împreună cu un alt prieten pe râul Olt în zona barajului Viștea de Jos nu a fost găsit nici până la această oră. Bărbatul este din orașul Victoria, județul Brașov și a plecat noaptea trecută să pescuiască împreună cu un alt prieten, însă barca în care se aflau s-a spart și a început să se scufunde. Autoritățile din Brașov sunt în alertă și au început căutările încă din această dimineață, însă fără niciun rezultat. Mai mulți
pompieri militari intervin cu bărci pneumatice. De asemenea, la fața locului se află și scafandrii din cadrul ISU Brașov, însă deocamdată nu au reușit să dea de trupul bărbatului. În momentul în care barca s-a scufundat, unul dintre bărbați a reușit să se salveze, a sunat imediat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj smurt care i-a acordat bărbatului îngrijirile medicale necesare. Acesta a prezentat doar o ușoară hipotermie. Din nefericire, cea de-a doua persoană nu a reușit să se salveze și este în continuare căutată. Claudia, mulțumim. Este o nouă situație critică la un fast food din țară. De această dată, 24 de copii din județul Bacău s-au intoxicat. Elevii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani s-au simțit rău după ce au mâncat la un fast food situat chiar lângă școala lor din localitatea Dofteana. Copiii au fost duși de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Autoritățile vor preleva probe de la fast food acolo unde au mâncat copiii pentru a le face analize și pentru a afla din ce cauză li s-a făcut rău. Continuă scandalul pe suspendarea contribuțiilor la pilonul 2 de pensie. PNL pregătește a doua plângere penală împotriva guvernului pe această temă. Măsura suspendării contribuțiilor ar urma să se aplice începând cu 1 iulie. Liviu Dragnea susține că deocamdată varianta se analizează și că se va lua ulterior o decizie. Dacă îmi vor lua din banii de pensie și eu voi depune plângere penală, anunță și Victor Ponta. Ieri a devenit publică informația că guvernul vrea suspendarea contribuțiilor către pilonul 2 din luna iulie acestui an până la finalul lui 2018, însă ministrul Muncii Ilia Olguța Vasilescu spune că de fapt este vorba de o propunere a Comisiei Naționale de Prognoză, care însă nu va fi aplicată. Președintele PSD Liviu Dragnea a venit cu lămuriri din scandal. Desființarea pilonului 2 de pensie este o minciună, naționalizarea banilor de acolo este a doua minciună. Să se creeze o perioadă de opțiune pentru fiecare cetățean, plata pentru pilonul 2 de pensie poate fi sau nu suspendată, asta va fi ca rezultat al analizei și după o discuție cu administratorii fondurilor, administratorii privați a banilor publici din fondurile din pilonul 2. Poate sunt mai mulți cei de la pilonul 1 care vor să se mute la pilonul și la pilonul 2. Și atunci trebuie suma mai mare. Și atunci se va decide dacă este nevoie să se suspende plata sau plata să continue ca și până acum și se fac regularizări ulterioare. Fostul premier Victor Ponta a reacționat și el pe pagina de socializare spunând că nu este de acord cu folosirea plângerilor penale ca armă politică, dar că va face o plângere dacă îi sunt luați banii din contul personal de pensie administrată privat. Liberalii însă au anunțat prin vocea senatorului Florin Câțu că pregătesc deja o nouă plângere penală. Amenință cei de la PNL cu o nouă plângere penală în cazul în care se aplică sancțiunea pentru pilonul 2. Oameni politici sau altceva? Dacă așa se face politica, depunând plângeri penale, înseamnă că nu mai suntem în democrație. Înseamnă că le e frică de alegeri, de votul românilor. Votul românilor este sfânt. Nu trebuie să răstoarne o putere legitimă prin plângeri penale. Este ceva incredibil și de neacceptat într-un stat de drept. Guvernul pregătește lovitura pentru șoferii care lucrează în regim de taxi cu aplicații fără dispecerat. O ordonanță de urgență care va fi adoptată de guvern va schimba regulile taximetriei. În noua lege sunt invocate pirateria în taximetrie și evaziunea fiscală. Vor putea avea aplicație pentru telefoanele mobile de taximetrie doar cei care au și dispecerat. Este vorba de firmele de taximetrie care au dispecerat. În acest moment există aplicații care nu au neapărat un dispecerat. Acestea vor dispărea în ziua următoare dacă aceste reguli intră în vigoare în forma propusă de Ministerul Dezvoltării în acest moment. Cu alte cuvinte, aplicațiile care nu au în spate un dispecerat de taxi vor fi scoase în afara legii. Președintele Confederației care se ocupă cu autorizațiile transportatorilor spune însă că singura schimbare este funcționarea acestor aplicații într-un cadru legal. La noțiunea de dispecerat, ceea ce nu s-a prevăzut în 2010 la ultima modificare a legii, în cadrul unui dispecerat autorizat vor fi și aceste aplicații. Să știți că nu vor dispărea niciun fel de aplicație pe piață odată cu emiterea acestei ordonanțe, ele vor funcționa în continuare, dar un cadru legal. Cum poți să interziți ceva? Că țara e liberă pentru toată lumea.
N-am înțeles care este motivul. Eu dacă îmi cumpăr o rochie de undeva, n-am voie să o port în București pentru că e cumpărată în altă parte. Nu se respectă legea, da. Legea spune clar. Taximetristul îți desfășoară activitatea pe raza primăriei pe care e liberat licență. În toată lumea, în toată Europa am văzut că sunt. Ce măsuri se vor lua, treaba lor, nu știu. Că au dispecerat, cred că o să le crească clienții, zic eu. De cealaltă parte, directorul unei astfel de aplicații de taximetrie spune că procedura ar face mai mult rău decât bine, întrucât sute de mii de oameni folosesc zilnic această metodă pentru transportul personal. Eu cred că e un lucru foarte rău, în primul rând, pentru cetățeni, dar și pentru șoferi, deopotrivă, toți șoferii de taxi autorizați. Este un serviciu foarte bun, care a fost apreciat de clienți în toată țara, avem peste 700.000 de utilizatori la nivel național și sunt peste 20.000 de șoferi înregistrați în platformă în clipa de față. Incendiu de proporții la un depozit al unei firme de salubrizare din Megidia. 3 ore s-au luptat pompierii cu flăcările care riscau să se extindă și la alte clădiri. Focul s-a extins extrem de rapid, iar întreg depozitul a fost cuprins de flăcări. Pompierii s-au luptat mai bine de 3 ore pentru a lichida incendiul și a împiedica flăcările să ajungă în zona de birouri și la autoturismele parcate în apropiere. Primele date arată că incendiul a fost provocat de un scurt circuit electric. Avem primele imagini cu directoarea care a avut o relație cu un elev de clasa 12-a, asta după ce a izbucnit scandalul fără precedent din educație. Diana Rozalea Tăicuțu, în vârstă de 36 de ani, a fost surprinsă pe stradă. Potrivit celor de la cancan.ro, femeia este foarte îngândurată. Directoarea Liceului de Arte din Focșani și-a înaintat cererea de demisie. În imaginile surprinse de curând de reporterii cancan.ro, femeia este vizibil, supărată și abătută. Ea a ieșit din blocul în care locuiește și a mers până la mașină. Inspectorii școlari s-au autosesizat după ce pe internet au apărut scene intime cu directoarea Liceului de Arte din Focșani. Într-una dintre fotografii, profesoara îmbrățișează un elev, în timp ce în cea de-a doua imagine, cei doi apar dezbrăcați. S-a format o comisie care va analiza activitatea managerială a doamnei. Reacția inspectoratului școlar va fi una categorică, în primul rând de delimitare de astfel de comportamente și situații care aduc atingere prestigiului profesiei. Ne-a pus într-o situație foarte grea astăzi. Toți am fost dați peste cap. Nu mai știm cum ne cheamă. E josnic pentru noi toate cadrele didactice din țară că auzim asemenea impedimente, dar pot să vă spun că este un caz foarte trist, care mă îndoiesc ca profesor să accept așa ceva la clasă. Pozele au fost distribuite pe o rețea de socializare chiar de către fostul soț al profesoarei. Bărbatul a aflat de aventura femeii după ce a montat camere de supraveghere în casă. A reușit astfel să dovedească la divorț infidelitatea femeii. Nu mi-a dat nicio explicație. Eu am rămas devastat. Pur și simplu nu știu ce să mai comentez la așa ceva, la asemenea întâmplări. Aveți copii? Un copil, un băiat de 4 ani. Elevul care ar avea o relație cu profesoara are 18 ani. Dragoș Dolănescu a dat lovitura, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu este invitat la Palatul Cotroceni, acolo unde va participa la o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, alături de alți români care ocupă funcții publice în străinătate. Dragoș Dolănescu a câștigat fotoliul de deputat în Costa Rica. Acum fiul cel mic al artistului de folclor va fi în centrul atenției și pe scena politică din România, după ce a fost invitat oficial la Cotroceni. Dragoș Dolănescu a venit și anul trecut în România pentru a intra în posesie a părții din averea lăsată de tatăl său. După un proces îndelung cu fratele său Ionuț, magistrații au decis în instanță ce vor lua cei doi frați, care acum, din păcate, nu-și mai vorbesc.
Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor, și a început deja să le sucească și mințile turcilor. Vorbim despre cântăreața Maria Constantin, trimită de turci ca o adevărată regină, într-un apartament de lux cu piscină pe balcon, jacuzzi în dormitor, șampanie și companie masculină pe măsură. Maria Constantina a ajuns în paradisul din Antalya, iar turcii stau la picioarele ei. Interpreta a fost primită ca o adevărată vedetă la aeroport, cu flori și o mașină de lux. Bine v-am găsit așa cu flori, domne! Ce zice primirea asta? E bine, e bine! Da? Mulțumesc frumos! Așa primire... Primirea la hotelul de lux a lăsat-o pe Maria cu gura căscată, cazată într-un apartament cu tot confortul și piscină. Maria, ești o răsfățată aici, văd că turcii ți-au oferit cam tot ce ți-ai fi putut dori, piscină la înălțime, vedere la mare, fructe, baclava. Mă duc foarte greu, nu știu ce-i cu mine astăzi. Este senzațional. Este pentru prima oară când eu vin în Antalya, nu am mai fost și mi se pare extraordinar. Deci ne chinuim. Este un chin maxim pe noi aici, în Turcia, nu știu ce se întâmplă, dar... E foarte frumos. Păi te lăsăm să te relaxezi, nu vrem să mai... Da, chiar vă rog frumos că uite, mi s-a topit și ciocolata și chiar trebuie să mănânc. De la mâncat a trecut și la cântat. Dacă de serenade la balcon am mai auzit, Maria s-a duelat în melodii cu turcul misterios. Ce-are sizar de mie, se bebi belli, derman yaramda. Eveniment inedit la o școală gimnazială din Văleni, județul Prahova. Vorbim despre o campanie care este menită să promoveze sportul în rândul elevilor. Micuții, sub îndrumarea handbalistei Cristina Neagu, au avut o activitate sportivă atipică. Ei au avut meciuri de handbal, lecții de gimnastică, dar și dans și mișcare, totul în aer liber. Campania Start la Mișcare cu Teddy continuă să transmită copiilor mesajul de a face sport și mișcare. La Văleni, copiii au fost învățați cât de important este să mănânci sănătos și să ai o viață echilibrată. Prima care a vorbit cu cei mici a fost handbalista Cristina Neagu. Hai, v-ați așteptat câte șase îndreptuni? Vă reprezentați. Pentru viață mai sănătoasă avem nevoie de mișcare, de o alimentație mai sănătoasă, de care se ocupă altcineva să le explice și îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi aici. Sunt foarte mulți copii și nu sunt obișnuită să lucrez cu ei, însă o să încerc să fac ceva amuzant cu mingea, după care probabil că o să jucăm puțin handbal. Alături de Cristina Neagu, care este ambasadorul programului, au fost Cătălina Ponor, Carmen Brumă și Mihai Petre, profesorul de dans și mișcare pentru cei mici. Picioarele îndoite. Mă bucură foarte mult faptul că o companie atât de mare se gândește și la promovarea mișcării în școlile din România, un lucru esențial, după părerea mea. Copiii au fost cei mai fericiți. Ei spun că și-au învățat lecția și că vor mânca sănătos. Minunat, ești bacuiel? Nu. Nu? Dar dintre vedetele care au venit, care ți-a plăcut cel mai mult? Mihai. De ce? Încă e cel mai bun. A fost interesant, mi-a plăcut, dar a fost foarte obositor. Ce ai făcut? Cu cine ai lucrat? Cu Mihai Petre și am dansat și mi-a plăcut, dar am obosit. Să dansăm. Și